Domnule președinte, înțelegem că sunt din nou niște probleme cu medicamentele pentru COVID la spital. Care este situația? Da, cred că asta este adevărata problemă în momentul de față în România. Văd pe cei de la guvernare că vorbesc într-una despre campania de succes a vaccinării. Nu mi se pare că este un succes. Uitați-vă că suntem printre ultimile țări din Europa care n-au luat o decizie în ceea ce privește AstraZeneca și în ultima perioadă au ieșit destul de multe rapoarte oficiale care spun că acest medicament, acest vaccin creează reacții adverse la o parte dintre persoanele vaccinate. E un strigăt de fiecare dată la care fac apel la dumneavoastră să-l prezentați opiniei publice și în același timp sper să-l vadă și autoritățile din Guvernul României. Nu sunt medicamente. Vorbim la un an de zile de la apariția pandemiei, noi încă nu suntem pregătiți să aducem medicamente. Și nu vorbim de medicamente pe care Spitalul Județean ar putea să le găsească pe piața liberă, că bineînțeles am găsit soluții în Consiliul Județean, așa cum am găsit și anul trecut din fondul de rezervă și am alocat acești bani să le cumpărăm. Vorbim de medicamentele, cele două medicamente care și-au dovedit eficiența în tratarea coronavirusului, Remdesivir și Tocilizumab, care nu sunt la liber, ele sunt distribuite de către Ministerul Sănătății și nu există. În ultimile două săptămâni, pentru că am încercat să facem o evaluare și să vă prezint situație, am primit 60 de doze din Remdesivir și 70 de Tocilizumab în condițiile în care ăștia sunt cantitățile zilnice necesare la Spitalul Județean. Deci, efectiv, avem foarte multe cazuri grave. Ați văzut și dumneavoastră media internațiilor cu COVID, a suspecțiilor și a celor din ATI cu COVID, este undeva la 80 și ceva de persoane pe fiecare zi, iar noi avem, în ultimele două săptămâni, avem în total 60 de doze primite din acest medicament. Cu ce să-i tratăm? E un apel pe care îl fac de fiecare dată, l-am făcut, am avut și o videoconferință cu premierul României, cu domnul Cuțu, era o consultare pe măsurile preventive pe care urmează să le luăm. I-am ridicat și atunci această problemă. A recunoscut că nu știa de ea, pentru că probabil ați văzut și dumneavoastră ce se întâmplă. În Guvernul României, Ministerul Sănătății cu premierul nu comunică foarte bine și a zis că se apleacă pe această problemă. Din păcate, nu s-a întâmplat nimic. Ba mai nou am primit și o adresă oficială de la Ministerul Sănătății, nu noi, Spitalul Județean, în care ne spune clar că stocul de tocilizumab la nivel de țară este terminat, iar dacă ne trebuie acest medicament, să apelăm la spitalele din jurul nostru care îl au, ne dă și lista ca anexă cu spitalele care ar putea avea acest tocilizumab și dacă știm că ei îl au și nu vor să ne-l dea, să-i reclamăm la minister. Cam asta este politica de sănătate pe care o face Guvernul României în acest moment.